Sportivii secției de karate de la CS Ceahlău Piatra Neamț au avut un an 2014 plin de medalii, atât la competițiile internaționale cât și la cele interne. Elevii pregătiți de Paul Pintilie au confirmat atât la campionatele mondiale, cele europene, cât și la concursurile din țară. A fost un an bun, folosind acest cuvânt. Deci un an bun înseamnă un an în care clubul a mers în continuare, s-a dezvoltat, avem o pepinieră bună. Din 1995 și până în acest an n-am lipsit la premierea sportivilor. Am avut 7 sportivi care au punctat pentru România, nu neapărat pentru clubul Ceahlău, dar în primul rând pentru România. Mergem în continuare, este foarte greu să supraviețuim, lai motivul este lipsa de bani. Noi mergem în continuare, cred că nu putem supraviețui pentru că sunt din ce în ce mai puțin copii care vin la sport, acolo este problema. Sper din toată inima să vină lumea la sport, indiferent ce sport, copiii să practice sportul, iar statul să-i încurajeze să practice sportul, să-i ajute, ca să putem să fim o țară puternică, trebuie neapărat să facem sport.